Începem. Domnule Haraga, care este cea mai puternică amintire pe care o aveți de la Revoluția din 1989, acum la aproape 33 de ani de la acele momente? E greu de spus de o amintire, sunt foarte multe. Sunt foarte lucruri care m-au marcat ca pe orice persoană implicată în evenimentele Revoluției din decembrie, fiindcă o revoluție implică mai multe evenimente, o succesiune de evenimente. Și fiind implicat din data de 21 până, să zic, în mod oficial, până la încheierea activității CPUN-ului, fiindcă după aceea văd la loc alegerile de la 20 mai și deja s-a desfințat CPUN-ul, iar eu am trecut, să zic așa, în alte activități. Deci sunt foarte multe evenimente din care mi-au rămas întipărite fără a le reține cronologia exactă. Ziua de 21, noaptea de 21, 22 dimineața, dimineața în fața CC-ului. Și aici trebuie să spun că lucrând în Palatul Telefoanelor, în momentul în care am văzut pe monitor s-a dat anunțul cu trădătorul Milea s-a sinucis, nu pot să zic că m-a cuprins o stare de agitație, dar a fost o stare de asta de exaltare. Nu mi-a venit să cred că ministrul Apărării Naționale al Republicii Socialiste România se sinucide. După ce s-a sinucis. Și m-am dus la unul dintre geamurile clădirii, am văzut că era dispozitivul de scutire așezat în diagonală de la Electrolux la Continental. Și eu plec, mă duc la CC. Au tras colegii de mine, nu te duci, nu e bine, stai aici, nu. Parcă mi-a intrat ceva în mine și n-am vrut să stau în birou. Am plecat din birou, am coborât în fața, când am ajuns în fața la Continental, deja scutierii se retrăseseră pe un aliniament Electrolux cu magazinul Romarta, se desfăcuse regala, era de... Și de la muzica deja începuseră să plece primele transportoare cu soldați. Am făcut dreapta, am intrat pe regală stânga pe Academie și am ajuns în fața Comitetului Central. În fața Comitetului Central, deci dacă să zicem că s-a dat comunicatul important pentru țară la ora 9:30, la 10 fără un sfert eram deja în față la CC-ul. Unde? Nu mai era picior de civil, de militar. Nici o uniformă nu mai era în fața clădirii. Erau câțiva civili, cu siguranță, din direcția 5-a, care niciunau, dar fără să fie organizați. La un moment dat, unul dintre ei ne-a făcut semn, veniți încoace, dacă eram și eu acolo, m-am dus și eu. Și, surprinzător, respectiva persoană, care cu siguranță era de la direcția 5, un ofițer superior, a spus, nu chiar textual, dar ideea asta este, vor veni, nu mai rețin termenul, revoluționari, protestatari, cum ne-a numit, vor veni să facem un lanț în fața CC-ului, să nu intre toți și să distrugă clădire, să le permitem la o delegație din maxim 10 inși să intre în clădire, să meargă la Ceaușescu, să ceară să-și dea demisia și dacă refuză să-și dea demisia, să îl aresteze în numele poporului. Deci asta, urechile mele, a fost ceea ce am auzit de la respectivul cadru. S-a făcut cordonul în fața CC-ului, în fața careului. Nu ajungeam toți
câți eram acolo să ne ținem de mână, erau goluri între noi, dar, curios, toți care au venit prin Onești n-au forțat. S-au oprit prima dată în dreptul nostru. Deci, domne, nu stați așa. S-au oprit oamenii. În momentul în care ieși Ceaușescu pe balcon, să mai vrut să mai zică, mai dă 53 sau nu știu ce, la poatea voce, da, la exact. În momentul ăla ne-a dat pe noi peste cap. Și nici atunci nu s-a intrat în clădire. A urmat o perioadă de acalmie în fața CCU-ului. O perioadă de acalmie. Dar l-au respins, că el a... El în momentul ăla a aruncat cineva, a aruncat în el cu o coadă, piții zicea, că a aruncat el cu o coadă de drapel sau nu știu de ce și că l-a fi lovit, nu știu, n-am văzut. Cu pantofi ce a aruncat. Ceva s-a aruncat în el acolo. Și s-a retras. S-a retras și a plecat. De, în momentul ăla, în careul ăla din fața CC-ului, a rămas așa o perioadă de nimeni nu știa ce să facă, de dezorientare. La un moment dat a apărut suspensie de hârtie calcinată în atmosferă și cineva, domne, să intrăm că se ar hârtie și se ar documente, nimeni n-a vrut să intre în clădire. La un moment dat, la A2, deci este cum stai cu fața, în fața intrarea A principală, A1 este în stânga la corpul B, unde e Ministerul Muncii, da. Și A2-ul în dreapta, unde e Ministerul Sănătății, da. Dar pe interiorul careului. Da. Aici, unul a spart un geam și a intrat pe lângă ușă, a intrat în un tip grizonat, îmbrăcat într-un costum gri. A intrat slăbuț, foarte slab, nici osos. A intrat în clădire pentru ca la câtva timp să apare la prima fereastră de la colț, de lângă îmbinarea cu corpul principal. Cu un ciocan în mână de data asta, intrați, veniți că ăștia și-au abandonat armele și fug. Nici atunci nu a intrat lumea. Între timp, de undeva de sus au început să se arunce, nu din balcon, de undeva de sus, de deasupra etajul 2 sau poate alt etaj, au început să se arunce cărți. Și chiar și obiecte, o stație de amplificare, un scaun parcă, o boxă, ceva la modul ăsta. În momentul ăla am zis, băi, stăți așa, când dacă una e să facem revoluție, să dăm pe cineva jos și alta este să te apuci să vandalizezi o clădire, să distrugi bunuri. Și atunci am intrat și eu, să spargeam, nu știu cine l-a spart, posibil eu, posibil la altcineva, unul dintre geamurile din corpul principal, din corpul A, în dreapta intrării, către corpul C, cum ar veni, către A. Am intrat fiind pe pervaz, cineva din spate, domnul, tovarășul, vedeți că se scot arme și muniție din clădire și mi-a dat o cutie de cartușe de 9 mm pentru pistolet. Am blocat, dar astea sunt discuții. 9 mm era Stechikin. Stechikin, Makarov, Teteu, unul dintre astea, nu știu, nu știu. Deci erau cartușe zdravene. De să înțelegem că toată atmosfera de atunci era una de confuzie totală, nu? Exact. Până să apară aruncarea de bunuri din clădire în interiorul careului ăsta în fața CC-ului, a fost o situație de confuzie. Lumea nu știa ce să facă. Dar nici n-a vrut să se... n-a cedat, să zic, instigărilor. Dom'le, a fost hârtia calcinată. Dom'le, se arde. N-a vrut nimeni să forțeze atunci. Asta la altul din dreapta, din corpul D, să zic. Deci existau și provocatori? Poftim? Existau și provocatori? Nu mi-aduc aminte să zic
că au fost provocatori. Cert este că în momentul, la un moment, deci noi nu am intrat ăștia din care, n-am intrat decât deja când intraseră prin corpul B, pe la Ministerul Muncii, îmburcaseră pe acolo niște persoane care au început să arunce bunuri din clădire. Și în momentul acela am intrat și noi pe geamuri, cum fiecare pe unde am intrat. Deci a fost o ezitare, o expectativă inițial. Da, nu pot să spun, lumea era indignată, dar nu vrea sânge. Deci lumea nu vrea sânge. Asta este un lucru cert. Cel puțin noi în care am fost atunci acolo. După aceea, bineînțeles, situația a evoluat. Am baricadat ferestrele, am deschis ușa, nu eu personal, dar am fost acolo când s-a deschis ușa, accesul în clădire. Era ușa principală. Ușa principală era un I de ăsta dublu, un fel de dublu T, din țeavă de schelă, să zic așa, care era portit în treaptă și în ușă. Și asta noi l-am luat, l-am dat într-o parte și asta toată perioada Revoluției a fost în drezema de perete, în partea stângă, când intrai în clădire, în holul ăsta de la intrare, era drezemat în partea stângă acolo. În ce măsură ceea ce se transmitea în acele zile la radio și la televiziune, la, în special la televiziune, va influența pe dumneavoastră și pe cei cu care erați? Sau pe cei cu care interacționați? Deci, eu, specificul meu fiind transmisiuni, am lucrat în telecomunicații și armata am făcut-o în transmisiuni. Știind ce înseamnă transmisiunile, comunicarea la momentul acela, primul lucru pe care l-am făcut când am ajuns în biroul lui Ceaușescu a fost să mă postez la telefoanele lui. Și eu am stat, cât am stat în clădire, pe scaunul lui Ceaușescu și am vorbit la telefoanele lui. Și acum, fiindcă m-ați întrebat de intoxicări informaționale, de lucrurile astea, au fost dincolo de ce am văzut la televizor, ceea ce mi s-a întâmplat mie pe telefon. Vin anunțuri pe telefon că, domne, ia apa otrăvită. Eu am tăcut din gură. Am dat telefon în Victoria la colegii mei, le-am spus, dați telefon la Arcuda, vedeți care este situația și comunicați-mi, că sunt aici, pe telefonul lui Ceaușescu. Colegii mei au sunat la Arcuda, în 10 minute Arcuda a zis, domne, nu e niciun fel de apă otrăvită, totul este ok. Dar până să vină telefonul de la colegii mei, deja în clădire se dusese buhul că, domne, este apa otrăvită, televiziunea anunța și ea că apa este otrăvită. Brateș anunța și eu, apă otrăvită, nu vezi. Bă, cum? Și-am tăcut din gură, ce puteam să spun? Cine transmitea aceste informații? Imediat am băgat la cap. De la cine veneau deci, telefoanele? Nu mi-a venit, nu, domne, a sunat cineva, nu am vocea, nu s-a recomandat. Eu în permanență mi-am declinat numele și calitatea. N-am, că chiar râdeau colegii de mine, Haraga sunt. Asta e, dacă așa mă cheamă, n-am cum să mă numesc altfel. După aceea au mai fost tot așa niște intoxicări. Că s-a sărit în aer Budimex-ul, oxigenul de la Budimex. Am dat telefon la centrală de la Berceni. Băi, e ceva acolo. Nu este nimic. Se aud focuri răzlețe, dar nu avem niciun eveniment. Ok, de ce n-a făcut nimeni în televiziune asta? Se presupune că erau oameni știri. Televiziunea aici iarăși apare un paradox. Au ajuns la mine în ani tot felul de documente. Printre ele au ajuns și niște telexuri venite de la întreprinderi care ar fi trebuit să ajungă la televiziune. Au fost o serie de telexuri, teleimprimatori, fișe de-astea. Nu de
nu aia de bandă perforată sau... Telexurile aveau, lucrau cu hârtie, cu role de hârtie și da, erau niște, ca niște benzi așa de cupate și au ajuns pe la mine câteva din ele, persoană care era cu, a fost la televiziune în perioada aceea și mi-a zis omul, deci din relatarea unui terț, unde am fost în televiziune, m-am dus cu anunțurile astea, cu comunicările astea, n-au vrut să le primească, acolo erau câțiva care fabricau informații. Le scriau pe bănulețe și le dădeau lui Brateș. Sau Brateș și cum mai știu eu, că la un moment dat chiar în filmări se cam văd când scriu ei pe hârtie în fața, în fața camerelor, dacă te uiți cu atenție. Scriau bilețele și după aia le dădeau lui Brateș sau și starea de exaltare a lui Brateș. După aia Cico cu celebra lui bombă, echipament infernal, care când l-am văzut m-a lăsat pe spate, că era de fapt o de-astea de comandă, de automatizare, de intercom sau de ce dracu era. În niciun caz nu era o mașină.